Bine ați venit la un nou video pe Unelte în Acțiune. Astăzi o să fac un video împărțit cumva în două părți. O să vă prezint o mașină de sudat țevi din PPR sau plită, cum o știm noi în mediul popular. Și bineînțeles vreau să pun și la teste ca atare. Vom vedea și cum se lipesc țevile de PPR. Am această plită de la Total. Este un pachet pe care eu îl știam, pusesem ochii pe el, dar pe acesta l-am primit de la atomico.ro. Nu are rost să vă mint, nu l-am cumpărat, l-am primit de la ei. Uitați-vă și voi ce este în spatele meu. Am de filmat o grămadă de produse pentru Total. Mi-a plăcut această plită, așa că cei de la atomico.ro mi-au lăsat-o mie ca să-mi duc la bun sfârșit proiectul pe care vreau să-l încep chiar acum. Este vorba despre o baie pe care vreau să-mi o fac aici sus la mansardă, pentru că m-am tot săturat să cobor jos până la baia de jos. Vine acum iarna, vine, o să-mi fie destul de greu să tot cobor și așa că vreau să-mi fac în sfârșit să-mi amenajez baia prevăzut aici pentru mansardă. Și bineînțeles că o să am nevoie de un astfel de aparat pentru sudat țevile din PPR, pentru că trebuie să fac acolo instalațiile și așa mai departe. Pachetul ăsta se numește TT328151 Total, bineînțeles, nu știu dacă așa se numește tot setul sau doar plita. În orice caz, eu n-am văzut-o decât în acest fel, în acest set. Cum vedeți, este totul ambalat într-o valiză metalică, o valiză din tablă. Are și un mâner aici ca să o transportați foarte, foarte ușor. Haideți că imediat despachetăm această cutie să vedem ce conține și înăuntru. Uite, o să încerc să o deschid așa spre voi ca să vedeți și ce are înăuntru aici. Este practic un pachet complet pentru sudat țevile din PPR. Aici deasupra, așa cum vedeți și voi, are o șurubelniță. Asta este un PH2. O șurubelniță, bineînțeles, tot Total, soaveția Holland de mână, mai trebuie pentru strâns o brățară sau ceva. În partea asta aici avem și un clește pentru tăiat țevile din PPR. Îl testăm imediat, vedem și cum taie, cum se comportă acest clește pentru tăiat țevile. Vedem unde dau aceste bucăți din plastic. Bineînțeles, un manual aici. Eu vă recomand celor care nu ați mai folosit o astfel de plită, celor care vreți să folosiți pentru prima dată o astfel de plită, nu aruncați manualele astea, pentru că o să vă fie de folos. Pentru că găsiți toate informațiile, cum se folosește, cât timp trebuie să o lăsați și așa mai departe. Adică nu scăpați imediat de manual. Avem și o ruletă de 3 metri aici. Practică, văd că are și un opritor din ăsta, da? Ca să măsurăm țevile, să le tăiați. Dăm și plita afară. Este prins aici în două cleme. Imediat o vedem și o punem și la test. Și avem, bineînțeles, și suportul pentru plită. Iar aici jos avem, mai avem ceva? Mai avem imbusul pentru strâns bacurile, care le găsiți aici. Hai să vedem așa un pic, că nu mai știu exact ce diametre au. Sunt de 20, 25, 32, 40, 50 și 63 de milimetri, da? Sunt destul de bine prinse aici ca să le desfaceți. Eu o să le desfac pe astea pentru 20, pentru că am o bucățică de țeavă aici de 20, căruia vreau să-i fac un test acum cu această plită. Hai să mă folosesc de cele două mâini, că nu reușesc să-l desfac, imediat o să vă arăt. Deci bacurile le puteți lua de aici și pe urmă le puteți pune tot acolo, ca să știți de ele, să le aveți foarte frumos organizate. Eu o să închid această valiză și o să o dau deoparte ca să am aici spațiu pentru prezentare și testare. Înainte de a vedea plita, nu mai durează foarte mult, hai să vedem cleștele astea pentru tăiat țevi din PPR, cum taie. Sunt și eu curios să văd dacă este bun de ceva. Da, am aici o bucățică de țeavă PPR de 20 și vreau să văd cum taie acest clește, bineînțeles, să vedem dacă e bun de ceva sau aveți nevoie să cumpărați altul. Sper că am încadrat destul de bine acolo. Hai să vedem cum taie. Da, îl taie destul de bine, dar m-am încadrat un pic strâmb. Hai să mai încerc o dată. Totuși vreau să fac o tăietură dreaptă aici. Să încerc să mă poziționez cumva așa, ca să vedeți și voi. Deci am strâns o dată, a doua oară, a treia oară, a patra oară și a cincea oară deja a zburat capătul. Deci am o bucățică de țeavă din PPR aici, este fără inserție. Nu știu exact ce categorie este, dar pe asta o vom testa astăzi, să vedem cum se comportă. Am și un cot, o să ne prefacem că avem demontat acest cot. Bun, hai să vedem plita. Asta este suportul pentru plită. Vedeți că are o țeavă aici, puteți să o montați în acest fel pe suport. Da, avem nevoie de suport ca să stea plita dreaptă, să ne putem folosi de ea. Pe partea asta aveți regulatorul pentru temperatura de lucru. Vedeți că se duce până la 300
de grade. Eu o să o las undeva la 270, să zic așa, acum pentru test. Aici deasupra aveți cele două întrerupătoare, are două faze, 800 de W și 1500 de W. Eu o să o folosesc la fel pe treapta maximă ca să se încălzească un pic mai repede. Deja pe partea cealaltă aveți și câteva informații tehnice, ca să le știți așa, nu că nu le-ați învățat voi pe parcurs, dar sunt acolo. Îmi place mânerul ăsta, că e gumat așa, cauciucat, nu o să te arzi, nu o să-l scapi lita din mână, adică este foarte ușor de controlat. Nu știu exact cât are lungimea cablu, dar după cum e împachetat așa, nu cred că are mai mult de 2 metri ăsta. Și ce ar mai fi de spus în legătură cu plita? Am spus cât la cât se duce temperatura, treptele, hai să o băgăm în priză. Din câte am înțeles, cam vreo 4 minute ar trebui să ajungă deja la temperatura setată de mine, pe la 270 de grade, să zic așa, că nu-mi trebuie chiar 300, deși s-ar încălzi mult mai repede, dar înainte de asta trebuie să montez bacurile, că pe urmă nu o să mă mai pot atinge de plită, să fie foarte, foarte caldă. Trebuie montate bacurile, aveți imbusul, aici are un șurub, trebuie desfăcut, bineînțeles, de aici, da, trebuie desfăcute cele două bacuri, avem partea mamă și partea tată, care, bineînțeles, ele o să intre în țeavă invers. Hai să le prind așa, aici, o să-l pun, le pun în partea din față, până la urmă este fix același lucru, deci prima dată îl strâng cu mâna și uite că deja le pot strânge chiar și nici nu cred că mai am nevoie de imbus, dar o să-l strâng un pic mai bine ca să fac acolo un contact mai bun. Deci principiul simplu, ăsta este bacul mamă, ăsta este bacul tată, bineînțeles că la montarea țevii înăuntru, la încălzirea ei, vom folosi partea tată la partea mamă și invers țeava care intră în bacul ăsta. Hai să o punem la încălzit să vedem în cât timp se încălzește. Deci o să-i dau acum drumul la ambele faze. Nu-mi dau seama dacă n-am băgat în priză. Hai să vedem în cât timp se încălzește. Da, văd că s-au închis cele două leduri acolo, deci cam cât a trecut, să fi trecut 3 minute și ceva, aproape 4 minute. Mă uitam în carte, ce vă spuneam puțin mai devreme, pentru că aici vă arată și timpii în care să țineți piesa, de exemplu țeava, în bacuri pentru încălzit. La 20 de mm cât am eu la țeava asta, cam 5 secunde ar trebui să-l țineți piesa, da? Și 3 minute să-l lăsați să se răcească. Deci sunt aici informații destul de utile, mai ales pentru cei care nu ați mai folosit până acum așa ceva. Nu scăpați de manual, pentru că până învățați voi cum se folosește, e bine să le știți. Bun, hai să vedem acum. Asta este țeava pe care vreau să o prind, da? Am un teo aici. Asta se introduce foarte simplu, exact cum spuneam puțin mai devreme, în parte, în bacul mamă, iar ăsta în bacul tată. Nu e bine să răsuciți, dar eu o să mișc un pic asta ca să intre mai adânc așa. Și în același timp aș vrea să și număr secundele, dar cred că au trecut deja vreo 4 sau 5 secunde. Hai să vedem. Și acum pur și simplu lipiți țeava, împingeți cât de bine se poate și în același timp prestați un pic de atenție să lipiți, bineînțeles, piesa și drept, da? Pentru că altfel o să vă dea probleme și nu e bine, da? Trebuie să iasă instalația dreaptă. Înainte să, adică până se întărește un pic ăsta, atunci când tăiați sau dacă aveți margini cu foarte multe bavuri, aici este recomandat să debavurați foarte bine zona, deci piesa trebuie să fie foarte curată, exact cum este asta mea aici, pentru că altfel o să se înfunde acolo cu resturi și instalația nu o să curgă foarte, foarte bine. Cred că am lăsat un picuț cam mult eu aici, pentru că mi-a făcut o mică buză înăuntru acolo, nu este ceva grav, pentru că oricum se va usca și nu e problemă, dar este de preferat ca țeava să rămână înăuntru cât mai goală, dacă să curgă apa acolo fără să fie blocată, obturată de nimic. Deci cam așa. Foarte simplu de folosit, deci nu vă trebuie facultate ca să lipiți două țevi din plastic. Vă trebuie un astfel de dispozitiv, îl găsiți foarte frumos într-o valiză cu tot ce trebuie înăuntru, ați văzut, aveți clești, aveți rulete, aveți absolut tot ce aveți nevoie, toate bacurile pentru diametrele mai uzuale așa, multe probabil că nu o să le folosiți niciodată diametrele mai mari,
Cam astea sunt uzuale, 20, 25, pe acolo 30. Bun, cam asta e. Eu vă las un link în descriere dacă vă interesează, dacă vă place trusa, sunt convins că ați mai văzut-o și voi prin alte magazine sau prin târguri sau prin piețe. Este o valiză, este un set mișto ăsta, mi-a făcut ochiul de mai mult timp și oricum aveam în plan să o iau. Funcționează bine, sudează, își face treaba, sper să fie și durabilă, longevivă. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper că v-am fost de folos cu prezentarea și cu micul test pe care l-am făcut cu această plită. Ne vom revedea și reauzi la următorul video, așa că până atunci vă doresc ca de obicei mult chef de treabă și numai bine!